Antrenorul părinților Cu Mirela Retegan și Gașpar Gheorghi La Europa FM Bună ziua copii, bună ziua părinți Hristos a înviat, iată-ne la prima ediție Antrenorul părinților După vacanța de Paște, Hristos a înviat, Gașpar Adevărat a înviat, Mirela, bună ziua Cum ți-a fost vacanța? O plăcere, M-am bucurat atât de mult, doar că pe, pe sfârșitul vacanței m-am întâlnit și cu acea neliniște, anxietate care se leagă de revenirea la muncă, la proiecte, la tot ceea ce ține de activitățile care nu se fac în vacanță. Eu recunosc că mi-am luat o pauză foarte scurtă de la proiecte și activități, dar am avut o vacanță foarte plină. M-am dus la țară, la mama, am fost șoferul de lux al mamei mele. Am luat o mașină și din poartă în poartă, din neam în neam, din rudă în rudă ne-am oprit la toată lumea, dar m-am încărcat într-un fel foarte frumos cu toată simplitatea aceea de la țară și uh, mă gândeam ce simple par lucrurile de acolo în timp ce noi le complicăm foarte tare și intrăm în anxietățile despre care vorbeai tu puțin mai devreme. Astăzi, la antrenorul părinților, vreau să vorbim despre relații. Ce este o relație? Pentru că ne place să spunem că suntem în relații, avem relații, relațiile noastre depind de relații, dar ce e o relație, Gashbar? E o întrebare foarte bună. Și înainte de a da un răspuns științific, așa cum ne-l prezintă psihologia relațiilor, aș vrea să-ți dau câteva exemple de răspunsuri pe care le-am auzit de-a lungul anilor de la oamenii pe care i-am întâlnit în cabinet sau în afara cabinetului. Unii oameni au tendința de, de a spune că relația e povestea ideală pe care. Care o construiesc în mintea lor. Alți oameni consideră că relația e să-l transforme pe celălalt în partenerul, copilul, prietenul, fratele, sora ideală de care au nevoie. Există și oameni care consideră că, de fapt, relația este locul în care toate nevoile mele ar trebui să fie satisfăcute, îndeplinite. Da, și varianta în care oamenii consideră că relația e ceva ce ar trebui doar să. Absoarbă, să înghită. Sunt oameni care au învățat de mici, de exemplu, că într-o relație trebuie doar să oferi și ei nu știu să primească, și atunci ei fac parte din cealaltă categorie. Primele exemple erau din categoria relația înseamnă ca eu să primesc, iar ultimul exemplu era din categoria relația înseamnă ca eu să ofer. Și am putea spune că ambele sunt extreme. Până să vorbim atât de mult despre ce a adus psihologia în viața noastră, eu. Împărțeam relațiile foarte simplu. Relație de prietenie, relație de familie, relație de muncă, mm -hmm. relație de. nu știu, de băut, de, de. relație de. colegială? de cu care vecinii? Care sunt, de fapt? De vecinătate? Da. da. sunt categoria, am putea spune, și, într-adevăr, avem foarte multe categorii de, de relații și de legături. Însă, revenind un pic la definiția pe care ne-o dă psihologia, relația e acel spațiu invizibil care există între mine și celelalte ființe umane de pe această planetă. Și după aceea avem categoriile. Relația de cuplu, relația de parenting, relația cu părinții mei, cu prietenii mei, cu frații mei, cu colegii nu mei ce și așa mai departe. La noi, noi la noi mi se pare că e o ușoară suprapunere de roluri Pentru că avem o relație profesională Aici în cadrul antrenorului părinților Avem o relație de prietenie Și mai avem și o relație a oamenilor Care au trăit o lungă perioadă de timp În același oraș Noi okay. trăind amândoi în de satul conorașe. mare Deci exact, sunt mai multe tipologii De, de relații Bun, Asta înseamnă că noi avem mai multe relații? Asta înseamnă că între sau, noi Sau că noi avem o singură relație Care are mai multe direcții? am putea spune că avem... Noi, noi doi avem o relație, Gașpar, mm -hmm, da? Mm -hmm. Notația asta, da? și Gașpar are, Eu am zis și Gașpar a recunoscut. Noi doi... Știi că se, pe, pe Facebook zice să spui sunt într-o relație. Eu de astăzi îmi pun pe Facebook. Sunt într-o relație. Eu am o relație cu Gașpar. Noi doi avem o relație, mm -hmm. da? În relația asta includem Tipurile de relații despre care tu mi-ai spus mai uh -huh, devreme. Uh -huh. Relația de prieteni, da. relația de parteneri de emisiune, relația de. Uh conorășeni, uh -huh. relația de, nu știu, poate mai găsim, poate facem o relație de, de, de afaceri, uh -huh. dacă, da, fac, dacă da, vreodată da, o să da. și facem afaceri Și, și mai, mai avem o relație, uite cum mi-am adus aminte în timp ce te ascultam, relația oamenilor care se află pe aceeași scenă și care împărtășesc din experiența lor personală și profesională, apropo de conferința noastră de pe 15 mai, pentru că acela va fi un alt context, acolo relația noastră va arăta un pic diferit față de relația pe care o avem aici în studioul Europa FM ai puțin gașpar, că noi ne vedem pe 15 mai, dar ne vedem și pe 6 mai. Așa e, ai, ai perfectă dreptate. Și o altă scenă. Exact, exact. Pe 6 mai, da. cu roluri diferite. Da, da, da. Dar povestim despre asta în a doua parte, le spunem oamenilor exact și ce se întâmplă pe 6 mai, pentru că este strict despre relații, uh -huh. în general, și despre ce se întâmplă pe 15 mai, că unul e la București și unul e la Cluj. Dar să revenim, că nu te-am întrebat da, degeaba. Da. Încerc să îmi imaginez cum... Unde, unde pierdem noi uh, uh, sensul lucrurilor. Pentru că, uite, noi doi avem această relație mare cu foarte multe ramificații. Uh -huh. La un moment dat, s-ar putea să nu mai facem această emisiune, da? Și să pierdem această relație, pe care noi o construim săptămână de săptămână, întâlnindu-ne și trăind da, această experiență da. minunată. Dar nu pierdem relația de uh, prieteni. prietenie. Nu pierdem relația de. Putem să nu mai fim nici prieteni. Uh -huh. Nu pierdem relația de conorășeni. Da. Când se termină o relație? De regulă, atunci când cei doi oameni de la capetele de relației decid că nu mai există viitor pentru acea relație. Asta Și. E un sunt, răspuns foarte important. Sunt momente în care cei doi decid deodată. Dar sunt și foarte multe situații în care unul dintre ei a decis, și celălalt încă nu știe sau nu vrea să accepte. Ok, și relația se termină dacă nu sunt amândoi de acord sau rămâne via ta, timp cât unul încă o mai ține în viață? Dacă doar unul o mai ține în viață și din punctul de vedere al celuilalt relația s-a încheiat, e o relație vie, dar e o relație care suferă. E în agonie. Exact, exact. E, e o ca relație la terapie intensivă. Exact, foarte. O foarte bine, aparatele, putinutat. nu? Da, da, dar e o relație menținută în viața artificială. No, Gașpar, acum hai să mergem la relațiile dintre părinți și copii. Pentru că nu întâmplător am insistat atât de tare ca să ne creăm vizual imaginea despre ceea ce este o relație și să înțelegem că până moare definitiv relația dintre doi oameni, trebuie să se închidă multe drumuri. Da. Hai să luăm pe rând într-o familie relația de familie și să vedem care sunt toate drumurile alea care depind de la punctul de plecare și punctul de sosire. Dacă e să începem cu arhitecții familiei, care sunt cei doi părinți, de regulă e nevoie să existe o relație între ei pentru a se naște copila și în această familie. Și aici nu ne gândim Măcar la. Una sexuală. Exact. Și aici nu ne gândim la variantele în care o femeie singură sau un bărbat singur Alex, să aibă copii într-o altă manieră prin adopție sau prin diferite proceduri, ci luăm varianta asta mai, mai, clasică, mai, mai obișnuită. În momentul în care între cele două persoane apare această dorință de a-și întemeia un cuib, și apare aceste discuții despre hai să ne extindem familia, deja ei de la rolurile de parteneri Intră și în rolurile de părinți. Deci, între ei se creează o dublă relație. Până în momentul respectiv, ei au fost doar parteneri de viață, și din momentul în care își planifică, invită un sufletel de om în viața lor și devin părinți, ei deja dezvoltă și relația parentală. Deci, în relația noastră avem drumul pe care plecăm împreună, ca iubiți respectiv parteneri de cuplu, uh -huh, da? Uh -huh. Pe urmă se mai deschide un drum. Da. Că eu așa încerc să-mi-l imaginez. Relația este un sens giratoriu, o intersecție, din care pleacă drumul de relația de părinți ai copilului nostru. Exact. Bun. Ce relații mai avem între noi doi, eu cu tine, iubiți și părinți de copil? Dacă avem un business comun ar putea să avem și, ar fi posibil să avem și o relație profesională. Una în care, pe lângă discuțiile intime, discuțiile legate de parenting, să avem și discuții despre business-ul nostru sau pe care îl gestionăm. angajat în același loc, exact. sau tu să fie angajatul meu cum aș vrea eu, da, de exemplu. Da. Ceea ce sună bine... <laughs> Și atunci e al treilea uh, drum. Da. La da. profesional. Avem o relație profesională. Exact, exact. După care mai avem și genul acesta de relație, despre care nu prea vorbim pentru că e provocatoare și dificilă. Avem și o relație administrativă apropo de casa în care trăim, apropo de cum uh, ne organizăm banii. partea administrativă, uh -huh. cum gestionăm banii, cine gătește, cine face cumpărăturile, cine plătește facturile și așa mai departe. Uh, și marea provocare, știi care e marea provocare? E reprezentată de faptul că noi nu suntem conștienți de multitudinea de relații pe care le avem. Avem și o relație de prietenie sau nu e obligatorie în cuplu? Ar fi minunat să avem și o relație în care să putem să ne deschidem sufletele, în așa fel încât să simțim că celuilalt îi pasă de provocările noastre, că celălalt e dispus să sărbătorească reușitele noastre. Ar fi bine să existe și o astfel de, un Acum astfel de drum am între parteneri. Patru, patru drumuri pe care uh, mergem în același timp culmea și uh, hai să vedem în uh, momentul în care pierdem sau ajungem la capăt cu drumurile astea. Că nouă ne, nouă ne place să spunem că am pierdut relația uh -huh. aia, dar probabil că acolo s-a terminat, s-a consumat, am, am parcurs ce aveam de parcurs și când am ajuns la capătul drumului da. și s-a oprit uh, calea am închis drumul. În momentul în care pierdem relația de prietenie din cuplu, rămân celelalte. În momentul în care pierdem relația de muncă, rămâne relația de părinți și iubiți. În momentul în care pierdem relația de iubiți, de obicei rămânem în relația de părinți ai copiilor noștri, de cele mai multe ori până la sfârșitul vieții. Ești, uh, ca părinți biologici, în relație cu celălalt până la sfârșitul vieții tale, atâta timp cât ești părintele copilului tău. Din punct de vedere psihologic, relațional și spiritual, da, e acolo o legătură, e o conexiune în care chiar dacă nu vrei să investești, ai o datorie. Ai o datorie care, pe care o resimți sau poți să o ignori? Pe care fie ți-o asumi, fie o negi. Și ce înseamnă asta pentru emoționalul tău și pentru psihicul tău? E o întrebare foarte bună și cred că depinde de La persoană la persoană, de la părinte la părinte De la poveste de viață la poveste de viață În momentul în care eu neg pur și simplu că a existat în viața mea Tatăl copilului meu uh -huh. Refuz să accept să mă gândesc Îl neg, îl anulez Nici măcar nu-l aduc în discuție Asta roade ceva în sufletul meu sau uh, pentru că mi-e, acum, ipotetic vorbim, eu am o relație foarte bună mm -hmm. cu Tatăl ei, dar ipotetic vorbim, sunt foarte multe situații în care îl anulăm nu mai vreau să știu, nu mai există pur și simplu și am senzația că sunt bine pentru că nu mă mai gândesc la el și nu mă mai interesează eu chiar sunt bine? Din aș putea să-mi repet în gând că sunt bine, însă aș vrea să punctez un lucru pe care cred că e important să-l audă și ascultătorii noștri. Relația înseamnă energie. Iar energia relațională poate fi doar de două feluri, pozitivă sau negativă. Energia pozitivă mă ajută să mă simt bine într-o relație, să prosper, să mă simt în siguranță, să fiu creativ, să, să fiu fericit, bucuros și așa mai departe. Energia negativă mă consumă, energia negativă mă îmbolnăvește, energia negativă mă distruge. În momentul în care eu refuz să accept că acest copil are un tată, că există un sau părinte în această lume sau o mamă, exact așa cum, cum spui. Mi se pare că de cele mai multe ori doar cultivă energia negativă și nu sunt conștient de asta. însă pentru că relațiile sunt invizibile și energia este invizibilă, trăiesc cu iluzia faptului că nu mă afectează, dar e la fel ca poluarea. Nu vedem cu ochiul liber de cele mai multe ori decât dacă ne uităm înspre cer și poluarea este foarte, foarte mare. Dar de peste tot e acolo poluarea și e ne fel, îmbolnăvește, e ne la, afectează. E la fel ca viermele care este în măr și tu nu-l vezi și din afară mărul pare minunat și când ai mușcat cu adevărat din el abia atunci îți dai seama că nu exact. e puterat. E important să știe oamenii pentru că au senzația că nu-i afectează cu nimic dacă pun sub preș aceste probleme și se trezesc că fac niște boli pe care nu înțeleg de unde și li se întâmplă niște lucruri pe care nu și le pot explica. Dar, de fapt, fiecare neînplinire ne ne din viața noastră, că este e o neînplinire, să nu poți să te gândești relaxat și detașat la cineva extrem de important din viața ta. Și e ok să nu poți să faci asta o zi, două, trei. Cu toții avem tensiuni. Știm că relațiile pot să fie și dificile și complicate, certuri și conflicte. Dar e una să trăiești în această tensiune câteva ore sau câteva zile, și alta să trăiești mai mulți ani sau mai multe decenii. Am auzit foarte multe mame care spun: Tatăl copilului nu există pentru mine. Mama copilului nu există pentru mine. Ba da, există. Și dacă nu vrei să existe acolo, ca, nu știu, o floare care. Nu te încurcă cu nimic, dar ea există există ca un vierme. Tu alegi ce face în, în, în sufletul tău persoana respectivă. Da. Pentru că el nu dispare de acolo. Absolut. Și nu dispare nici din sufletul copilului. Asta și toată această, un toată această energie negativă care mă afectează pe mine ajunge să influențeze și traiectoria de viață a copilului. Și aici. Ăsta e unul dintre obiectivele muncii mele. Aceasta e misiunea mea, aș îndrăznea, spune, din punct de vedere profesional în viață, să-i ajut pe oameni, Mirela, să conștientizeze cât de importante sunt relațiile. Să avem această conștiință relațională, pentru că ea ne lipsește. Tu ai spus la începutul acestei emisiuni că o relație moare atunci când cei doi, care... Relația e construită din minim două persoane, exact. nu? Când cei doi... Uh, Hotărăsc că nu mai au niciun viitor împreună și acolo se închide relația. Ok, eu pot să hotărăsc că nu mai am niciun viitor cu tine, dar dacă eu am un copil cu tine, el e viitorul nostru în continuare. Eu pot să închid cu tine, să cred că eu nu mai am niciun viitor cu tine, dar eu voi trăi în viitor exact. cu tine prin copilul nostru și prin copiii copiilor noștri. Noi nu putem să mințim asta. Da. Nu putem să ne păcălim că nu e adevărat. Putem și acum... să nu mai investim în relația respectivă și atunci să ne hrănim cu toată această energie negativă care ne afectează viața? Și ce putem face, gașpar, ca să o păstrăm curată? E clar, ea există, ne place, nu ne place, prin copiii noștri, foștii parteneri vor rămâne în relație cu noi pentru tot restul vieții. Ok, dar eu nu mai vreau să-l văd. Nu uh -huh. mai vreau să am de-a face cu el. Nu mai vreau. Cum fac eu ca aceste alegeri să nu îmi creeze mie o stare de rău, să nu ajung să fac o boală pe care nu vrem să o numim, pentru că viermele la a în uh -huh. sufletul meu atâția ani? Din punctul meu de vedere, relațiile ne încarcă cu energie. În momentul în care m-am despărțit în momentul în care s-a încheiat o poveste prin divorț, prin separare și așa mai departe, nu mai am acces la acea energie pozitivă, dar s-ar putea să mă hrănesc cu o energie negativă. Și în jocul ăsta mă, mă pot pierde pentru o viață întreagă. Dacă dau dovadă de un pic de inteligență relațională și accept că, da, viața nu e perfectă, apropo de conferința noastră, nu sunt părinte perfect, da, unele povești de iubire nu durează pentru o viață întreagă și ele la un moment dat se, se reinventează. Însă ce-ar fi dacă eu m-aș îndrepta, m-aș orienta spre alte relații pe care le pot construi în viața mea? s-a încheiat această poveste, da, poate aș, după ce îmi jelesc uh, pierderea, trauma, daunele, doliu și așa mai departe, să mă duc cu energia spre o altă poveste de iubire. Spre o persoană care e dispusă să construiască cu mine genul acela de parteneriat pe care l-am pierdut pentru că s-a încheiat uh, relația cu, părintele, cu celălalt părinte al copilului meu. Momentul respectiv această nouă conexiune pe care o creez îmi oferă acces la energia de care corpul Spiritul, mintea, sufletul meu au nevoie. Acea energie pozitivă mă poate ajuta și în relația cu celălalt părinte al copilului meu, pentru că sunt bun și generos pentru că am acces la ceea ce corpul și sufletul meu are nevoie, și anume siguranță, iubire și încredere. Oamenii în momentul în care se consumă cu toată această energie negativă a faptului că nu acceptă să transforme o relație, o fac pentru că nu, nu cred că pot să obțină din altă parte iubire și energie pozitivă. Și fie are, are, are sens? Are sens? Are are sens, dar la mine are dublu sens. Așa, abia aștept să Are aud. sens și ce spui tu, dar uh eu cred, și o să discutăm asta imediat, că nu e musai să te duci într-o altă relație din care să-ți iei această nevoie de siguranță, stabilitate, ci că poți să-ți o cauți și singur și asta să te pună într-o stare de siguranță și, și stabilitate. Și asta, asta va fi marea diferență în perspectivele noastre, pentru că eu nu cred că e posibil. Hai să ne întoarcem. A continuat dezbaterea aici la antrenorul părinților, pentru că suntem pe <laughs> două poziții diametral opuse Gașpar crede că dacă te desparți și închei o relație e nevoie să cauți o altă relație ca să te simți în siguranță și să te împaci și cu relația trecută eu cred că nu-i musai să te duci într-o altă relație, ci din potrivă poți să-ți găsești acele puncte de sprijin, să te concentrezi pe tine și mm -hmm. să îți crezi cadrul de siguranță care să-ți permită să, fie bun și, să fii bun și generos și cu fostul partener da, pentru că pornim din două perspective diferite. Tu vorbești despre paradigma individuală, care spune că, da, noi suntem ființe pe locuri autosuficiente, autonome și independente, iar eu pornesc din paradigma relațională, din știința relațiilor, care ne spune că totul de fiecare dată este interconectat, nimeni nu poate să-și fie, să fie suficient pentru o perioadă foarte lungă de timp, pentru că noi ne hrănim din interacțiunile cu ceilalți. Putem, apropo de ce spui tu, o lună, două, trei, patru să alegem să ne ducem energia doar spre propria persoană, dar din punctul meu de vedere asta nu e adevărata fericire în viață e doar o păcăleală, e doar o iluzie ca în momentul în care îmi spun că părintele, celălalt părinte al copilului meu nu există. Dacă îmi repet genul acesta de gânduri, de idei suficient de mult, la un moment dat le voi crede și poate că la un moment dat voi spune că da, asta este singura realitate. Dar e doar realitatea mea și s-ar putea să existe multe alte perspective asupra realității, cum e și perspectiva despre care vorbesc eu, și anume avem nevoie de relații pentru că. Din punct de vedere biologic, din punct de vedere neurologic, fiziologic, asta înseamnă pentru noi siguranță. Face asta sens. înseamnă pentru noi dezvoltare. Mulțumesc că spui Face sens, doar că eu după ce m-am despărțit de tatăl copilului meu, nu m-am aruncat într-o altă relație uh -huh. din care să-mi iau această energie într-o altă relație de iubire, nu m-am aruncat într-o altă relație de iubire, uh -huh. uh, ca să-mi iau starea de siguranță, m-am aruncat într-o relație de muncă gașpar. Ceea ce pot să înțeleg foarte bine. Și eu cu munca mea am reușit să-mi creez acel cadru de siguranță mm -hmm. care să mi dea voie să nu fiu rea cu celălalt, mm -hmm. fostul meu partener. Și în această în muncă de care aveam nevoie. Exact. Și în această muncă ta nu ai muncit singură. No, nu, nu, nu. Nu te-ai dus în pădure și te-ai izolat, te-ai retras și așa mai departe. Ai avut acest sistem relațional, doar că, că poate nu au fost relații romantice sau intime. Exact. Exact, că asta aș fi vrut să înțeleagă da, oamenii, da. că nu trebuie neapărat să ne ducem într-o relație intimă. Eu mi-am creat un scut în jurul meu de prieteni, de familie, de oameni cu care aveam relații sănătoase și frumoase și pe care am reușit să, să mă bazez. Și cred că, apropo de conferința ta de pe 6 mai... 6-7 mai. 6-7 mai, eu zic 6 că în 6 da, trebuie să fiu eu tu vei fi pe scenă pe 6, Da. Deci, le pregătesc niște surprize. Cu cine o să fii tu pe scenă și eu moderator? E uh, conferința, să le spunem celor care ne ascultă, știința și arta terapiei relaționale imago. Și pe scenă, la un moment dat, va fi un panel pe care tu îl vei modera cu Raluca Anton, cu Adela Moldovan, colegele noastre de la Cluj, care sunt uh, psihologe, uh, Diana Lupu și eu, într-un dialog cu Mirela Retegan, care ne va provoca și va scoate în evidență cele mai uh, poate amuzante interesante situații din viața unui terapeut de cuplu L-am întrebat pe Gașpar Pot să fac tot ce vreau? Da Pregătiți-vă, <laughs> fetelor Gașpar <laughs> dragi uh, psihologi și nu, nu, nu vin doar psihologi. Nu la e conferința, o conferință deschisă publicului larg adică pentru oricine este preocupat de relații mai bune din viața exact. lui, poate să vină da. la această conferință. Unde se ține? Ca să se, ține, unde se ține, în București la Sheraton, sunt 13 terapeuți din România, America și Turcia, sunt două zile de conferință și toate informațiile sunt disponibile pe imagoromânia.ro Cu workshopuri cu, adică două zile stați acolo. zile. Două zile de workshopuri, ateliere, prelegeri, lansări de carte. Va fi un eveniment deosebit, da. Cașpar, păi nu mai plec nicăieri în weekendul ăla. Ce bine! Eu am crezut că trebuie mă bucur să vin să pe 6 dimineața. Mi-ar dar... fi o mare plăcere să fii da, și pe șapte. Da, seama că vin. Păi, pe urmă să vezi ce emisiune facem după relații. O să înțeleg și eu ceva din ele. Oricum, asta cu teoria imago și cu... Terapia Imago și tot ce se întâmplă în jurul ideii de relații mi se pare absolut uh, minunat și abia aștept. Mai sunt bilete? Mai sunt bilete. Din unde fericire mai sunt oamenii? bilete pe imagoromania.ro, pe pagina de psihologie.ro. Acestea sunt cele două platforme unde avem multe, multe informații și până pe 30 aprilie biletele sunt la preț mic. Vreau să-i rog pe oamenii care ne ascultă să se uite de 5 ore atunci când cumpără bilete. Nu, ni se întâmplă foarte des la Zurli, pe spectacolele de la Zurli, dar am pățit-o și eu. Uh -huh. Mă duc de ziua mai ei în 24 mai, mă duc la Barcelona, că e ziua ei. La mulți în avans. Mulțumesc și am căutat bilete de. Foarte mică, de ziua ei ne ducem la un concert. Am fost la. În Del, fiecare la, an. Da, la Adel, wow. la Pink, la uh, One Direction, la uh, Taylor Swift, toți artiștii care îi plac și ei foarte tare. Și anul ăsta vreau să mergem la Coldplay. Mm -hmm. Și am intrat să cumpăr bilete și nu m-am uitat. Uh, site-ul de pe care, pe care am găsit biletele și erau niște bilete foarte scumpe, și nu, pur și simplu n-am putut să dau atâția bani pe el Am zis, asta e, o să renunț. Și pe urmă am început să caut pe alte site-uri și să realizez că nu erau site-urile oficiale, hmm. că sunt unele site-uri care cumpără bilete și le revând la, la supra preț, un preț mare. Da. Deci, vă rog din suflet, intrați pe. Uite, pentru uh, conferința despre care ne vorbește Gașpar uh, Legate de relații, găsiți biletele pe imagoromania.ro și, pe pagina, de și pe pagina de psihologie. Orice bilet al găștii Zurli îl găsiți pe zurli.ro, de acolo vă trimit direct la Entertix cu cei cu care lucrăm noi. Pentru conferința din 15 mai, nu suntem părinți perfecți, intrați pe Fundația Zurli și de acolo puteți să vă rezervați locurile. Uitați-vă de trei ori, de cinci ori înainte de a cumpăra ceva, pentru că nu avem acest exercițiu și se întâmplă foarte des să ne lăsăm păcăliți. Hai să revenim la relații și să revenim la relațiile, la, la ce credem noi că sunt relațiile și la ce sunt de fapt relațiile. Hmm. Pentru că, uite, dacă te întreb cum e relația cu mama ta, ce îmi spui? Să facem altfel? Îmi tu pe mine. Mirela, spune-mi cum e relația cu mama ta. Păi, relația mea cu mama e bună. Dacă, e bună. Da, dacă eu uh, o rog pe mama ceva, mama îmi face. Și dacă mama are nevoie de ceva, eu îi dau. Și asta e relația cu mama. Uh -huh. Asta e o relație? Poate fi o perspectivă asupra unei relații, doar că relația e mai mult decât atât. Din punct de vedere științific, relația e o entitate vie. La fel de vie ca cei doi parteneri Cun care creează relația, ta relația. Cu mama ta? Uite, dă-ne tu un răspuns de specialist. Uh, Poți să. Uite, te-aș încuraja să reformulezi întrebarea așa. și să mă întrebi cum se simte relația mea cu mama. Cum se simte ea relația? Cum se simte ea relația ta cu mama? Cum se simte relația înțeleg, care înțeleg. există între mine și mama. Înțeleg, dar oamenii nu pun așa întrebările. Uh -huh. Și aici avem nevoie de educație. Aici avem nevoie să schimbăm ceva. Cum se simte relația deci, ta de cuplu? De serios. Asta serios! Acum, acum pe bune, toți cei care ne ascultă. Câți dintre voi îl întrebați pe partenerul vostru sau pe copilul vostru? Cum crezi că se simte relația dintre noi doi? Pe bune, Gașpar? Asta e o întrebare pe care avem nevoie să învățăm să o adresăm Mirela. Și câte țigle trebuie să mai punem pe casă ca să fie <laughs> tot ok. <laughs> Asta e o întrebare cheie pe care o adresez partenerilor de cuplu, de exemplu, când vin la terapie pentru că fiecare îi vorbește despre să cum... se uite la relația exact, ca la ceva exact. din afara lor. Da, da, da. Cum se simte relația ta cu mama ta, Cașpar? Ca Acum se simte bine, pentru că tocmai ne-am întors într-o vacanță. A, păi așa și eu unde, știu să unde... Na, unde... Na, nu, nu, sta, nu, nu, știi, știi, ce faci? Știi? Ba, da, nu, ba. Nu, o secundă, nu, nu, o, secundă o secundă. E nevoie doar să respiri. Inspirăm <laughs> pe nas, ducem aerul până în abdomen. Mm, mm. Și care e formula magică despre care noi învățăm aici la antrenorul părinților în fiecare duminică? Totul are sens. Totul are <laughs> sens. Gașmar, mai întreabă o dată. Deci în acest moment, mă întorc la întrebare, în acest moment relația dintre mine și mama se simte bine pentru că amândoi am investit în relație. Pentru că am avut grijă în ultima perioadă ca relația noastră să prospere, dar nu a fost așa de fiecare dată. Cum întreabă-mă tu. Mirela, cum se simte relația dintre tine și mama ta? Excelent! Mm, minunat! <laughs> excelent, pentru că eu m-am dus la Cluj, am luat o mașină, ce frumos. am fost la dispoziția mamei mele, <laughs> am făcut tot ce și-a dorit ea mai mult și relația se simte excelent! Foarte frumos, foarte frumos! Da, mamă, ce diferență e! Este, este! Mamă, ce... Deci E, e complet diferit felul în care te pregătești să dai răspunsul atunci când te întreb cum e relația dintre. întreabă cum e relația dintre mine și Maia. Cum e relația dintre Ceea tine spun și Maia? Bună, da. Fix cum răspund copiii, cum a fost azi la școală bine. Da. Și dacă tu mă întrebi cum se simte relația dintre mine și Maia, mă obligi automat să mă duc și să mă gândesc onest la. Ce s-a întâmplat între noi și o să spun foarte onest că relația dintre mine și Maia e fericită în momentul hmm. ăsta pentru că am fost o mamă înțeleaptă și în ultima ei vacanță am găsit amândouă timp să avem grijă să uh, hrănim relația cu lucruri frumoase. Tu, Gașpar, păi dacă hrănești relația cu lucruri urâte, relația se simte rău. Exact, se îmbolnăvește, suferă. Fix cum dacă bagi în stomac prea mult și ce nu și trebuie... Și da. Te ajunge până aici. Exact, și, și, exact. Și relațiile sunt până aici. Da, da, da. Și da. relațiile se îmbolnăvesc, și relațiile suferă, și relațiile au nevoie de terapie. Deci cred că putem să închidem aici această emisiune, că am, am primit răspunsul despre care eu voi putea, cu care eu voi putea să schimb complet abordarea... Hmm. De mă bucur că încolo. spui asta, mă bucur Pe că spui bună, asta. De este, deci a fost un exercițiu foarte bun. Și avem nevoie să vorbim cât mai mult despre faptul că relațiile se referă la spațiul dintre noi. Oameni buni, nu vă mai întrebați cum e relația dintre voi cu partenerul, relația dintre voi cu copilul, relația dintre voi cu mama. Pentru că în momentul în care te întrebi asta, te referi la spațiul interior, la ce simt eu legat de relația asta. La spațiul interior și la ce simt eu legat de tot ce am făcut eu sigur, și n-am făcut sigur, celălalt. Sigur, da, da, Sau da. de tot ce a făcut celălalt și n-am apucat să fac eu. Da, și aici, între da. toate emoțiile negative. Gândurile și negative, vina, comportamentele și... și așa mai departe, tot, tot e acolo. Însă momentul în care doar reformulăm un pic întrebarea și punem accentul pe spațiul dintre noi, acolo dobândim puterea. Ești foarte deștept. Mulțumesc frumos! Are sens! <laughs> Wow! Adică și la conferința Imago va fi despre asta? La conferința Imago vom vorbi doar despre spațiul dintre noi și despre cum putem gestiona lucrurile atunci când avem conflicte în relația de cuplu, în relația părinte-copil, în relațiile cu oamenii din jurul nostru. Va fi un soi de context în care ne lărgim un pic conștiința relațională. Foarte tare. E ca și când desenezi. Femeia, bărbatul sau mama, copilul, și la mijloc, relația, în funcție de cum se simte relația, poate să fie un soare sau poate să fie exact. nori din care curge. Exact. Cu și asta, cu e, ploi. asta e partea, îmi place atât de mult metafora asta vizuală pe care ai făcut-o, mama, tata. Tata sau cele două mame sau cei doi tați, depinde de cum arată structura familiei și, de fapt, partea interesantă e între cei doi. Da. Da, și dacă o privești așa vizual, o vezi foarte clar. Da. Foarte frumos. Mulțumesc, Gașpar. Hai să povestim un pic despre Nu Suntem Părinți Perfecți, pentru că este o conferință la care noi o să ne ducem, pentru care noi o să ne ducem la Cluj pe 15 mai, să le spunem oamenilor că pe fundația fundațiazurli.ro își pot rezerva locuri Acolo, alături de mine și de Gașpar pe scenă, vor fi Raluca Anton, Bob Rădulescu, invitați în Arcisa Suciu și Codin Maticiuc și um, discuțiile vor fi de data asta în jurul um, ideii de părinte care trebuie să-și amintească în fiecare zi bucuria că are acest rol hmm. în viața copilului lui. Eu mi imaginez această conferință, Mirela, ca fiind cea mai autentică întâlnire organizată de ziua familiei în care putem să vorbim pe bune fără măști, fără să părem altceva decât suntem în realitate despre cât de vulnerabile și frumoase pot să fie relațiile dintre părinți și copii despre cât de multă nevoie avem să ne reamintim că nu suntem și nici nu trebuie să fim perfecți nici din rolul de părinte, nici din rolul de copil Ce-ți ce place cel mai mult la această idee de conferință? Faptul că ne vom aduna într un atât de mare. Faptul că se întâmplă la Cluj. Clujul e un oraș care mie mi este foarte drag. La Cluj te-ai faptul... terminat facultatea? La Cluj am terminat la facultatea. La Cluj am terminat liceu? La Cluj locuiește sora mea, la Cluj mă întorc de fiecare dată cu drag, țin foarte multe cursuri acolo și e pentru prima dată când voi fi la Casa de Cultura Studenților pe scenă. Am fost pe multe Serios? scene din Cluj, da la Casa de Cultura Studenților niciodată, e prima dată și vom fi împreună, Mirela, acolo, abia aștept. 800 de oameni Wow. acolo. Wow, wow. Ai mai vorbit vreodată unui public atât de mare? Am vorbit unui public de peste o mie de persoane și o energie absolut fascinantă și vor fi acolo ardelenii mei de suflet, vor fi acolo, vreau să cred, prieteni care vin din diferite orașe, din diferite colțuri ale țării, pentru că e important de știut că ne întâlnim la Cluj, dar nu e doar pentru clujeni, nu e doar pentru ardeleni, chiar dacă vorba ta pe scenă vor fi doar ardeleni aproximativ, că va fi moderat de olteancă. <laughs> trebuie exact. trebuie da, cineva da, să da. ne și uh, țină în frâu. Uh, îi invit pe toți părinții care își doresc să trăiască o experiență unică. Nu știu dacă o mai facem. Aș vrea să o mai facem, să ne ducem cu ea și în celelalte Însă, însă exact acest eveniment nu avem cum să-l facem încă o dată. Nimic Pentru că energia repetabil. exact, energia va fi într-un fel, noi vom fi într-un fel, poate grupul acesta de oameni nu se va mai putea întâlni, așa că de aceea spun că e unic. Noi ne-am distrat atât de tare la ședința foto mm. și când am pregătit... Unii mai mult, alții mai puțin, fie da, 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 putem spune că ne-am distrat. <laughs> Să nu o ratați, vă rog din toată inima faceți-vă timp pentru asta, veniți la Cluj, chiar dacă e luni, e ziua internațională a familiei, sărbătoriți în felul ăsta faptul că sunteți părinții copiilor voștri și că aveți uh, un motiv să vă considerați familie în felul acesta. Și Se aș mai puncta, scuză mă Mirela că te întrerupa, aș mai puncta faptul că toate biletele sunt de fapt donații, pentru sunt mesaje de iubire pentru copiii cu branule iar dacă nu sunteți în Cluj sau nu puteți ajunge la Cluj însă aveți prieteni în Cluj, cumpărați-le un bilet costă doar 150 de lei, o sumă mică de bani, dar pentru acești copilași a căror viață e numărată cu zilele și vrem să uh, se bucure cât mai mult de această existență umană pentru ei 150 de lei înseamnă foarte foarte mult. Să le spunem celor care ne ascultă că această campanie, mesaje de iubire pentru copiii cu branule s-a născut în mintea mea acum hmm. foarte mulți ani tata tot de la Cluj a plecat acolo în ceruri și uh, uh, campania are o legătură foarte puternică cu el. Eu mi-am propus și îmi doresc cu această campanie să creăm acea vitamină de fericire, acea felie de speranță la viață, pe care să o dăm în fiecare zi în secțiile de oncopediatrie. Ce înseamnă asta? Acolo, în secțiile de oncopediatrie, atmosfera nu este cea mai veselă. Tot ce așteaptă ei în fiecare zi sunt rezultatele analizelor. Da. Și atunci noi vrem să mai creăm un motiv pentru care ei să zâmbească în fiecare zi, să se întrebe astăzi ce mesaje de iubire primim. Hmm. Într-o zi o să meargă un artist, în altă zi o să meargă un clown, în altă zi o să meargă cineva care le duce cărți de povești, în altă zi jocuri. În fiecare zi este foarte greu. Și foarte știi, greu. Ce, știi ce e foarte frumos în ce spui? Faptul că abia acum în timp ce te ascultam am conștientizat că ceea ce ți-ai propus tu cu acest eveniment este să ne ajut să construim relații. Cu acei semeni ai noștri, pe care de cele mai multe ori ignorăm sau îi evităm, cu copiii care suferă, cu copiii care Pentru se că confruntă cu boala noastră. Ne temem cu... exact, să exact. nu ni se întâmple și nouă, da. și credem că dacă ne prefacem că nu există, nu o să ne ajungă niciodată. D Asta e o altă mare păcăleală și tu ne invit să acceptăm realitatea, să conștientizăm că de fapt suntem conectați cu toții. Mai mult, să creem acel cadru în care, dacă vreodată vom ajunge într-o astfel de situație, să știm că nu suntem singuri hmm. și că zilnic cineva se gândește la noi. Vă mulțumim foarte mult că ne ajutați. 8845 este numărul de SMS în care, dacă trimiteți un SMS cu cuvântul acasă, donați 2 euro lunar și asta pentru noi e foarte important. Pe pagina de galanton puteți să faceți donații, cumpărați bilete la cum. Sau intras pur și simplu pe Fundația Zurli, și sunt foarte multe modalități. Căutăm parteneri, e foarte da. greu, pentru că, în general, sponsorii nu se asociază cu genul ăsta de evenimente, tocmai pentru că nu sunt foarte vesele și uh, nu le susține imaginea. Dar viața e compusă și din astfel de Absolut. situații. Și dacă noi suntem sănătoși și avem tot ce ne trebuie. Uh, E de datoria noastră să ne uităm un pic și la ceilalți. Gașpar, plec cu ceva foarte frumos din această emisiune. Nu o să mai întreb niciodată cum e relația ta cu X. O să întreb cum se simte relația... Da. Hai să punem întrebarea asta. Nu, fii atent, că am zis altfel. Pe Facebook, da. intrați pe antrenorul părinților și scrieți-ne la comentarii ce teme vreți să abordăm. Și unul dintre ascultători o să uh, primească de la mine două cărți. Fi de partea mea, este cartea despre adolescență, și astăzi este despre astăzi, care mâine împlinește șase ani. Ca -și uh -huh. pare. Felicitări! Mulțumesc! Și de la Din partea paginii de, de psihologie, avem știința atașamentului, o călătorie în relația părinte-copil, exact subiectul pe care noi l-am abordat astăzi pentru a ne crește nivelul de conștiință relațională. Și îți-aș mai propune ceva: Te rog. dacă ești de acord să dăm două invitații la conferința noastră de pe 15 mai. De pe 6? De pe 15 mai, vrei? De pe 15, mai, de pe 15, 15 de la mai, aș vrea, da? Ce zici? Ok, dar pe 6 și 7? Și pe 6 și 7! hai Eu, eu sunt <laughs> foarte flexibil. Hai să facem un felul următor. Două invitații pe 6 și pe 7 mai la Știința adică și... O, o persoană, dintre, dintre cei care sfiată, da. dintre cei care scriu la comentarii, ce teme vreți să abordăm în următoarele, probabil, 10 ediții mai avem până la vacanța de vară? Cineva va câștiga aceste cărți. Da. cineva va câștiga două invitații pe, ca să vină cu sigur, cineva sigur. la conferința lui din 6-7 mai din București și da. altcineva va câștiga două invitații Invitații la conferința de la Cluj din 15 mai. Exact! Asta wow. înseamnă relație. Să contribuim împreună, să pornim fiecare de la propria perspectivă și să ajungem undeva într-un punct comun. Dragi prieteni, relația dintre mine și Gașpar este foarte fericită! Duminică frumoasă și desenați-vă zâmbetul pe buză pentru tot restul zilei. Pe curent! Mirela Retecan și Gașpar Gheorghi Antrenorul părinților la Europa FM